Valeriu Zgonea, candidatul Uniunii Social-Liberale pentru Camera Deputaților în Colegiul 9, Segarcea, Valea Dunării, s-a întâlnit cu locuitorii comunei Calopăr. Deputatul a discutat cu cetățenii despre problemele cu care aceștia se confruntă și despre proiectele de dezvoltare din zonă. 7? 70? 75 de ani. 75 de tânără. Și pensie cât ai? Și pensie cât ai? 7 la 35 de ani de serviciu. 7 de ani. Ești șeferistă? De-a mea? De-a mea? Unde lucră? La linie, la ciocan. La linie? La linie. Și eu tot linior sunt. Am și copiii tot la... Unde sunt? Unde la Podari. La Podari aici? Da, pe Ancuța. La Le 5, la Ancuța. La Le 5. Pe Ancuța amândoi iau. Locuitorii comunei Calopăr îl cunosc de mulți ani pe deputatul Valeriu Zgonea și au încredere în el, pentru că, spun oamenii, este un oltean ambițios care a fost mereu alături de oamenii locului. Primarul comunei, Marin Catalina, a mărturisit că a avut mereu sprijin din partea deputatului Valeriu Zgonea, care s-a bătut să obțină fonduri pentru modernizarea și dezvoltarea localității. Cetățenii își exprimă speranța că viața lor se va schimba în bine cu USL la guvernare. În aceste 6 luni, USL a reușit o macrostabilizare economică, financiară, bugetară, ieșind dintr-o zonă extrem de riscantă în care România intrase la începutul anului. Sunt cifre și evaluări care nu pot fi în niciun fel contestate, a spus deputatul Valeriu Zgonea. Ți-aduci minte că din 2008 nu s-a mai mărit nimeni pensia? Dar uita să spui că în 2008 nu era la guvernare. Ai fost să trăiesc, să te păi hai, păi mai hai cu dată. Unde are domnul dreptate este că și e foarte multă hoție și furăciune și lumea pe bună dreptate e. Hai să facem dreptate până la capăt. Dar nu e prea tău, îi vede pe alții cum fură de rând. Hai dreptate până la capăt, că noi se dăm pe derii jos. Să mână la oameni. Dar cu ce spune? Nu mai poate. Dar am încercat o dată să dăm și nu putem. Care e problema? Păi dacă ieși acolo, vă dăm jos. Dar n-a pus. Hai, mă, că e fi. Ce faci aici? E copilul meu. Da, e frumoșel pe să stăiască. Deputatul Valeriu Zgonea susține că programul de guvernare al Uniunii Social-Liberale nu se reduce la o serie de măsuri concrete, precum creșterea salariului minim pe economie la 1200 de lei, ci propune un proiect pentru România, bazat pe dezvoltare economică și coeziune socială.